Nonconformismul și jocul între alb și negru i-au adus designerului Mihaela Flora premiul întâi la competiția Fast Fashion de la Kiev. Abordările creatoare de la Chișinău, care uneori șochează, se pare că au dictat stilul modei la celebrul concurs internațional. Astfel, colecția Mihaela Flora Mystical Fly a devenit un trend în materie de pret-a-porte. Mystical Fly. Creațiile semnate de Mihaela Flora, o tânără designer care își dorește prin colecția sa să prezinte femeia altfel, misterioasă, puternică și plină de imprevizibil. Lumea zice că coroanele de pe cap sunt mai speciale de asta și atrag atenție. Alții spun că broderiile pe care au fost executate manual atrag atenție. Poate culorile pe care alb-negru, nu prea mulți oameni optează pentru aceste nuanțe, pentru că ele, într-un fel, sunt foarte categorice. Poate au avut o alură fetele mele care mergeau așa mai misterios și mai încet pe podium. Competiția internațională Fast Fashion reprezintă pentru Mihaela Flora un punct de plecare sigur în marea lume a modei. Atâta timp cât nu simți limita și cantitatea și intensitatea nuanțelor, atunci ar fi o problemă. Nu știu, eu... Ar suna foarte rugant, dar îmi pare că am reușit să combin. Sunt bine aceste nuanțe încât să nu creează foarte mari distorsii. Am participat ca o experiență pentru mine să văd ceva nou. Lumea deja m-a apreciat și asta a fost foarte surprinzător și foarte plăcut. În genere, aceste concursuri te emoționează și îți dau un fel de stres plăcut, hai să numim asta așa. A fost emoții foarte mari. Colecția Mystical Fly, semnată de Mihaela Flora, a fost apreciată de fondatorul Academiei de Arte Frumoase din Paris. Mai mult, designerul nostru va pleca în luna august să cucerească industria pariziană de modă, la invitația creatorului de modă din Franța. Parisul, precum știm, este fondatorul haute couture-ului și asta înseamnă foarte mult lucru manual. Deci eu cred că el a observat că lucrurile mele sunt făcute manual și poate din această cauză. Poate a rămas impresionat pentru că băiatul care merge cu mine din Ucraina are o colecție total diferită de a mea. Deci, nu știu dacă am o explicație fixă, însă cred că faptul că am mult lucru manual. Acum Mihaela Flora lucrează la o altă ținută din colecția Mystical Fly și imediat ce revenim din Paris, o așteaptă podiumul de modă din Belarus.